Șoferii care au peste 24 de ani și dețin un permis de conducere categoria B vor putea, cu doar 10 ore de practică, să conducă o motocicletă cu motor mic. Proiectul de lege care a venit în completarea unei ordonanțe de urgență privind circulația pe drumurile publice a fost adoptat de Camera Deputaților. Actul normativ spune că șoferii vor putea conduce motociclete cu o capacitate cilindrică mai mică, dar cu condiția ca deținătorii permiselor să fi împlinit 24 de ani și să fi obținut permisul categoria B cu cel puțin 3 ani în urmă. Dacă până acum cei cu permis pentru categoria B puteau conduce scutere cu numere galbene de până în 50 de centimetri cubi, cum este acesta de pildă, acum noua lege spune că șoferii vor putea circula în viitor și cu motociclete de acest fel, dar cu o capacitate cilindrică de maximum 125 de centimetri cubi. Atenție! Puterea motorului nu trebuie să depășească 11 kW, iar motocicleta să fie obligatoriu cu transmisie automată. Știți că dacă obținem permis de conducere pentru mașina cu cutie automată, nu putem conduce o mașină cu cutie manuală. Cred că este o idee bună. Totuși, în comunitățile de motocicliști, părerile sunt împărțite, mai ales că legea menționează doar 10 ore de practică pentru a putea conduce o asemenea motocicletă. Cei mai mulți care au permis de conducere nu văd cu ochi buni această măsură, deoarece, fără o bună pregătire din partea celor noi veniți prin această măsură, e riscul foarte mare de accidente. Însă, de cealaltă parte, cei care au doar categoria B așteaptă cu nerăbdare această măsură. Motocicliștii recunosc că, în comparație cu mașinile, de multe ori se simt mai vulnerabili în trafic. Uneori chiar poate fi fatal, din punctul meu de vedere, pentru că unii, dacă ajungi în unghiul mort al autovehiculului, poate să nu te vadă și să dea peste tine. Chiar dacă o motocicletă de 125 de centimetri cubi ajunge la cel mult 100 de kilometri pe oră, iar puterea motorului este mică, specialiștii din domeniu spun că echipamentul de protecție trebuie să fie purtat în permanență. Am avut și noi cazuri în care unii clienți au căzut, n-a fost deloc plăcut, deci clar e important. Prețul unei astfel de motociclete începe de la 3.000 de euro, însă în funcție de marcă poate ajunge și la 7, chiar 8.000 de euro.